Dragi familii, iubiți părinți, tați și mame, noi cei care ne vedeți aici suntem frații Suingiu. Ne-am alăturat acestei deosebite lucrări pe care frații de la această lucrare minunată Miros de Cer o fac pentru a ajuta pe copiii care sunt cu deosebite probleme și boli deosebite. Plicul acesta al recunoștinței este un plic în care fiecare familie sau fiecare copil din familia dumneavoastră poate fi educat pentru a ajuta pe cei care sunt în deosebite probleme și situații deosebite. Nu este o lucrare deosebit de grea, ci este ceva care fiecare poate să facă și fiecare are posibilitatea să o facă, și anume, este vorba de 50 de zile în care în acest plic se pot pune câte un euro și apoi la sfârșitul acestor 50 de zile acest plic se va duce la o familie unde această familie sau acești copii au o mare nevoie de acești bani. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acei care vă alăturați acestei lucrări atât de minunate și acestor frați deosebiți care fac o lucrare deosebită. Prin aceasta, puteți și dumneavoastră, ca și copiii dumneavoastră, să înțeleagă lucrarea aceasta de ajutorare, de milostenie, de a îi înțelege pe cei care trec prin situații mult mai grele decât ale dumneavoastră. De aceea, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă pună pe inimă lucrarea aceasta. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute și nu uitați un singur lucru, ceea ce rămâne sau lucru care rămâne cel mai de preț este ceea ce facem pentru Domnul. Biblia ne învață în Matei și ne spune un cuvânt foarte frumos, atât de minunat. Dacă ați făcut lucrurile acestea la unul celui mai neînsemnat, care poate dumneavoastră de acolo, de la distanță, nu-l cunoașteți, nu știți cine e. Domnul Iisus spune că mie mi le-ați făcut. De aceea vă invităm și pe dumneavoastră, toți acei care auziți mesajul nostru. Așa cum vă spuneam, noi suntem din Austria, suntem frați de corp, aproape toți, în afară de un cumnat de-al nostru. Însă, dorim din toată inima ca și dumneavoastră să vă alăturați acestei lucrări minunate și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim din toată inima și credem că și Dumnezeu vă va pune pe inimă lucrarea aceasta deosebită. Și vom ajuta pe acei copii care am înțeles că sunt câțiva zeci de copii care au boli deosebite și nu pot fi ajutați în altfel decât cu ajutorul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea harul Lui, acolo unde vă aflați, și mila și îndurarea Lui să vă însoțească. Amin. Să fiți sănătoși!